Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Prețul fericirii, episodul 85. În acest episod, mai mulți actori părăsesc distribuția serialului. Nert îl convinge pe Kerim că nu au nicio șansă să obțină banii la care visau din firma lui Halit și că singura opțiune ar fi să jefuiască safe-ul din biroul lui. Kerim acceptă și după ce Mert obține parola, merg împreună în birou și el deschide safe-ul. Atunci apar Halit și poliția și îl arestează pe Kerim. Mert i-a întins capcana și l-a anunțat pe Halit că vrea să-l jefuiască pentru că l-a concediat, astfel a scăpat de Kerim și în același timp i-a câștigat încrederea lui Halit. Kerim o sună pe Yıldız și a rămas bun. Îi trimite scrisori lui Halit în care îi spune să nu aibă încredere în Mert, dar Mert nu permite să ajungă la el. Şahika i-a propus lui Yıldız o alianță ca să o ajute să obțină custodia copilului, asta fiind răzbunarea ei pe Halit. Îl trimite pe Yıldız să se mute la Ender ca să o facă să se certe cu Halit. Pe de o parte, Yıldız face tot posibilul să îl enerveze pe Halit, iar pe de altă parte îi spune lui Ender că îi se pare că pe Halit îl deranjează că locuiește acolo. În scurt timp strică înțelegerea dintre ei. Ender angajează o bonă pentru Halit Khan și plănuiește să o concedieze pe Aysel, fiindcă nu îi convine că ține legătura cu Yıldız. Atunci Şahika vine cu o idee pentru a scăpa de Ender. Împreună cu Yıldız, Yıldız și Aysel o conving pe Zehra că bona lidă lui Halit Khan somnifere. Când Halit află, o concediază pe bonă și se ceartă cu Ender, care a angajat-o. Ender își dă seama că Aysel le-a ajutat pe Yıldız și pe Şahika și țipă la ea, iar Yıldız o înregistrează. Mai târziu, Şahika face un montaj ca să pară că Ender a țipat la Halit Khan și Yıldız lui Kaya. Kaya îldă lui Halit, avertizându-le că îl va folosi la proces dacă nu acceptă custodia comună. Halit, în schimb, divorțează de Ender. 3 luni mai târziu, rămasă singură după ce Yıldız și Erim au plecat la studii în străinătate, Ender începe să se gândească la fostul soț. Încurajată de Kaner, se întâlnește cu el și îi cere să mai dea o șansă iubirii lor. Discutând, află că nu a înșelat-o și realizează că Şahika i-a făcut pe amândoi să creadă că au fost trădați. Bineînțeles că Kaya nu crede. El îi spune că are nevoie de timp să se gândească, iar mai târziu o sună și o cheamă acasă la el să îi spună decizia. Când ajunge la el, Ender găsește doar scrisoarea de adio pe care i-a lăsat-o Kaya, în care i-a scris că relația lor nu se mai poate repara și că a decis să plece la Egipt. Yıldız a pierdut custodia copilului, dar îl mai vizitează cu ajutorul lui Aysel, când Halit nu este acasă. Ea și Asuman locuiesc tot la Rukiye, prietena lor. Asuman a recuperat o parte din banii pe care i-a încredințat lui Mert ca să-i investească și vrea să deschidă o spălătorie. Mert s-a căsătorit cu Zehra. I-a câștigat încrederea lui Halit, încât el decide să se pensioneze și să îl împuternicească pe Mert pentru a se ocupa de acțiunile lui. Când le anunță pe Şahika și pe Ender că îl va trece pe Mert la conducerea companiei, ele nu sunt de acord și merg împreună acasă la el să discute și să-l convingă să o lase pe una dintre ele la conducere. Tot atunci, Yıldız merge să-l vadă pe Halit Khan, știind că Halit este la firmă. Halit se întoarce pe neașteptate acasă și se înfurie când o găsește pe Yıldız acolo. Vrea să o scoată afară din casă și o împinge încât cade jos. Chiar atunci apare Ender și Şahika și îi sar în ajutor, iar Halit le bruschează și pe ele. Toate trei se ajută una pe cealaltă și în timp ce ele încearcă să se apere, Halit cade pe scări și își pierde viața. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.